Vaccinul BCG, cel care permite obținerea unei imunități durabile față de tuberculoză, lipsește cu desăvârșire, atât din Spitalul Județean, cât și din cele două maternități private din Constanța. Ministerul se ocupă de achiziția lor și nu au fost redistribuite din țară, de la alte județe, câteva doze, că n-am solicitat, am spus că avem nevoie. Le-am terminat, cred că la județean s-au terminat săptămâna trecută sau acum două săptămâni și bineînțeles că acum așteptăm să finalizeze achiziția și să ni se transmită vaccinurile. Deci practic de o săptămână lipsesc, nu? Jumate, cam așa. Nu este pentru prima dată când mamele se lovesc de o situație de acest gen. Părinții spun că ministrul sănătății ar trebui să ia măsuri pentru ca sănătatea micuților să nu fie pusă în pericol. N-ar trebui să lipsească. Ar trebui să fie. I-ați fi dispusă ca părinte să scoateți bani din buzunar să-l cumpărați? Nu. Sunt de acord să fie, nu să nu fie. Să fie toate vaccinurile. Așa cum trebuie să fie făcute, așa la medicul de familie trebuie de făcut. Este foarte grav treaba asta și nu este bine așa. Trebuie să se rezolve treaba și cât mai repede. Vaccinul BCG se face tuturor nou-născuților la noi în țară, fiind inclus în programul național de vaccinări. O reacție normală după vaccinarea BCG, care demonstrează succesul vaccinării BCG, este indurația la locul administrării, urmată de o leziune locală, care poate ulcera câteva săptămâni și care se vindecă spontan în decurs de câteva luni.